În ziua de cinstire a icoanei Maicii Domnului Prodromița din Muntele Athos, a Sfintei Mironosițe Veronica și a Sfântului Cuvios Paisia Ghioritul, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie în parohia ortodoxă suedeză Sfinții Apostol Petru și Pavel din Leksand. Parohia este alcătuită din persoane convertite la ortodoxie. Sfânta Liturghie a fost oficiată astăzi de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, în Biserica Parohiei Ortodoxe Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Leksand. La finalul slujbei, ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre condițiile mântuirii, amintind și de întâlnirea din anul 1977 dintre Părintele Arhimandrit Cleopa Ilie și Sfântul Paisia Ghioritul. Părintele paroh și credincioșii au primit apoi mai multe daruri din partea Preasfințitului Părinte Macarie, iar copiii s-au bucurat de dulciurile oferite de ierarh. Dau slava tot milostivului Dumnezeu că m-am vrednicit să săvârșesc dumnezeiasca liturghie în aceste locuri binecuvântate din nordul regatului Suediei, în această regiune tradițională Dalarna, unde se cultivă din vechime meșteșugurile tradiționale și unde locuitorii vorbesc un dialect cu totul deosebit de limba vorbită în Suedia, de limba literară suedeză. Acest dialect este asemănător cu limba pe care o vorbeau odinioară vikingii. De aceea, nu întâmplător, aici, în această zonă, iată, sunt câțiva urmași ai vikingilor care s-au întors la dreapta credință, la ortodoxie. Această comunitate euharistică este ortodoxă suedeză, păstorită de un preot ortodox suedez. Soția sa, Maica Preoteasă Iris, este cea care conduce corul parohiei și toți acești urmași ai vikingilor, împreună cu noi cei care am venit din țările ortodoxe, la oaltă dăm o bună și dreaptă mărturie. La final, mai mulți membri ai parohiei au împărtășit experiențele, bucuriile, dar și provocările condiției de creștin ortodox convertit în Scandinavia. Sunt părintele Michael Liljeström, parohul Bisericii cu Hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel din orașul suedez Leksand. Înainte de a deveni ortodox, atât eu cât și soția mea am făcut parte din Biserica Evanghelică Luterană Suedeză. Acolo ne-am cunoscut, eu am devenit între timp preot acolo și soția mea organist, dar am descoperit frumusețea ortodoxiei. Numele meu este Arsenios și m-am convertit la ortodoxie în urmă cu câțiva ani. Înainte de aceasta am fost luteran, dar simțeam că nu eram împlinit cu ceea ce eram. Am participat astfel la o slujbă ortodoxă și am zis, wow, aceasta este închinarea cea adevărată. Am continuat să vizitez bisericile ortodoxe și treptat am fost primit în Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică Ortodoxă. Și sunt foarte bucuros pentru aceasta. Maria. Mă numesc Maria și sunt la rândul meu crescută într-o familie neoprotestantă. La adolescență însă, învățătura de credință în care am fost crescută și mai ales modul în care era privită Sfânta Împărtășanie au început să mi se pară de neacceptat. Am început să caut o biserică în care chestiunea euharistică era luată în serios și așa am ajuns în Biserica Ortodoxă. Numele meu este Neil, sunt căsătorit cu Maria și sunt ortodox din anul 2001. Am fost crescut într-o grupare penticostală, dar la adolescență am devenit ateu. Apoi, în urma mai multor întâmplări din viața mea, am ajuns în Biserica Luterană Suedeză. Acolo l-am întâlnit pe cel care avea să fie mai târziu părintele Michael, care atunci nu era preot, și împreună am participat la o liturghie ortodoxă. Atunci mi s-a părut că timpul parcă s-a oprit în loc, că toți sfinții și îngerii participau împreună cu noi la acea slujbă. Și după 2 ani m-am convertit la ortodoxie. Printre lucrurile pentru care persoanele convertite și-au exprimat recunoștința, este și existența unei bogate literaturi duhovnicești tradusă în limba nativă. Una din lucrările menționate a fost La Joie de la Fidelité, o colecție de texte scrise de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Lucrarea a fost tradusă în suedeză și publicată prin purtarea de grijă a părintelui Episcop Macarie.